Fulghi a recunoscut tot. Am fost la un mic pas de a le lua viața părinților mei. Ce i-a făcut pisicii fostei lui iubite? Într-un scurt moment de nervi. Este incredibil. Fulghi aruncă bomba. Tânărul de 23 de ani își cere scuze în mod public pentru toate faptele comise. Fulghi continuă să stârnească controversă în mediul online, după ce a făcut dezvăluiri bombă. Tânărul de 23 de ani a publicat, pe contul lui de YouTube, un mesaj prin care își cere scuze în mod public pentru toate faptele lui de până acum. Ba mai mult decât atât, băiatul Clejanilor a recunoscut că a fost la un mic pas de a le lua viața părinților lui, din cauza consumului de substanțe interzise. Tot Fulghi a povestit și despre pisică fostei lui partenere de viață, susținând că tânăra și-a pierdut animăluțul drag într-un moment de al lui de furie. Mărturisirile pe care Fulghi le-a făcut în clipul postat pe YouTube sunt de-a dreptul cutremurătoare. Te dăm mesajul integral. Adevărul adevărat. Azi vrea să îmi cer scuze în mod public și să se afle de la mine, Fulghi, un copil iubit dar influentat greșit de lumea rea, adevărul adevărat. În primul rând îmi cer scuze public părinților mei și regret pentru faptul că în trecut am fost la un mic pas de a le lua viața în urma cu ceva timp din cauza consumului meu abuziv de droguri din vremea respectivă. Atunci când am fost internat pentru prima oară la spital, ajutat de familia mea deși eu le-am greșit, ei tot m-au iubit, m-au ajutat și m-au sprijinit. Drogurile îți distrug viața, familia, tot ce ai mai drag și scump. Azi vrea să îmi cer scuze tot în mod public întregii națiuni românești pentru că am mintit. Negat că nu sunt drogat într-o emisiune televizată la care am participat în trecut. Azi vrea să îmi cer scuze fostei mele partenere de viața pentru că a pierdut un animalut scump, inofensiv și drag, pisica. Tot din cauza consumului meu abuziv de droguri într-un scurt moment de nervi, fără discernament din cauza nenorocitelor de droguri. Iar nu în ultimul rând, azi vrea să-i cer iertare în fața lui Dumnezeu că am păcătuit și să-i mulțumesc că m-a adus pe drumul cel bun cu ajutorul iubirii familiei mele dragi și surorii mele scumpe. Rog toată România ca aceasta să fie singura știre care o să apară și să nu-i mai implicat familia și numele lor în trecutul meu negru și regretabil. Pe final aș vrea să promit că voi lupta toată viața mea cu această boală a secolului XXI.
drogurile, și că voi fi un exemplu de urmat prin lucrurile frumoase pe care urmează să le fac, arat, spun. Demonstrez, se arată în mesajul postat de Fulghi, pe canalul lui de YouTube.